Noi am mers într-o licitație publică, da, și am cumpărat această marcă, oferind 400.000 plus TVA. Știu că ați intrat ieri și în direct și cu lichidatorul judiciar, da, care exista, da, 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 și care s-a ocupat și de tot acest... Domnia sa a spus că îi se pare incredibil Adică dacă noi suntem acuzați într-un fel, că am văzut fel și fel de acuze care ni s-au adus legat de faptul că suntem o clonă, că... A, ci că ar fi fost licitația în timp ce era în litigiu și asta ar fi fost problema. Dar acum întreb altceva. Păi eu te întreb, ce vină ai tu, tu rapid și cumperi de la statul român un bun. Nu-i vina ta. După care consideri... Ești de bună credință. Noi am de fost bună credință. Întotdeauna normal de bună credință și noi am încercat să facem lucrurile corect. Nu mi-aduc aminte un alt brand care să fi plătit o marcă și există câteva echipe care au trecut prin această procedură, prin acest moment de a achiziționa vechea marcă, cum ar fi petrolul, cum, da, ar fi oțelul Galați. Noi cred că am plătit cea mai mare sumă care s-a plătit vreodată pentru achiziționarea. Asta ar fi chiar culmea culmilor, să plătiți atâția bani și să vă treziți că nu mai aveți voie să folosiți brandul. Te întreb altceva, totuși, că sigur ați avut discuții pe tema asta și cu avocații. Avocații voștri ce v-au transmis? Păi, știu că ați discutat cu domnul Vilău. Noi am dat un punct, da, am discutat cu domnul Vilău. La fel cum v-a spus și vouă, consideră că a fost un act de justiție inechitabil. Da. Faptul că nu au fost citate în proces două părți care erau implicate și s-a dat o soluție fără ca aceste două părți să prezinte o întâmpinare și să facă parte în actul de justiție, să facă parte din actul de justiție. Da. Asta, cel puțin asta ne-a spus că li se pare cea mai mare încălcare a actului de justiție. Vom merge mai departe, mai există... Dar există un risc real în care să vă treziți că nu aveți voie să folosiți sigla? Mă refer, că înțeleg că nu este executoriu. Nu este executoriu. Vom vedea ce se va întâmpla la apel și la recurs. Nu știu, dacă poate exista astfel de risc, eu nu pot să-l cuantific în momentul de față. Cert este că avocații care s-au ocupat de acest caz ne-au spus că au o experiență de 25-30 de ani în proprietate intelectuală și că astfel de lucruri ei nu le-au întâlnit până în acest moment. Dar totuși rămânem cu speranța că lucrurile, pentru că există foarte multă jurisprudență în care au fost întoarse unele decizii, bun, rămânem în continuare optimiști.